Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A început deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, dimineața. E și vreme de club, numai bine să ieși, să te agiți, să faci un pic de gimnastică la umezeală. E înviorarea, pe vremea asta, este cea mai adevărată înviorare. Adică dacă scap de momentul ăsta, după aia ești vioi toată ziua. Clar. Da. Ce iaște o știre? Ce iaște? Iaște o știre. O știre iaște când un om a mușcat un câine, nu invers. Asta învață orice gazetar debutant, nu mai venim cu știri de nimic. Vino cu excepții. Iată, de exemplu, o știre este când un șofer de tir se tamponează cu un avion. Pe sensul lui de mers. Deci adică avionul era pe contrasens. Practic, da. Avionul a... Aia e știre extraordinară. Excepțională. Este ediție specială de știre. Este vorba de un șofer român de tir care a intrat într-un avion pe autostradă din Germania, dar este vina pilotului, aș vrea să precizăm, pentru că i-a tăiat fața. Deci... nu cred. Da. Și întrebarea e dacă pilotul fi avut cască. Adică ce face în situația asta, știi? Plus că gândește-te în situația șoferului de tir, șoferul român. Merge el naca-naca pe autostrada din Germania. Pânga-pânga, pentru că au autostrăzi, uite ce se întâmplă. Vezi, asta v-am să zic și eu. Dacă autostrăzi, li se întâmplă nenorociri de genul ăsta. Și deodată, pac, se materializează avionul, intri în el, nu știu, sună acasă. Dragă, întârzi, de ce? M-am tamponat cu un avion. Iară minți! Iar te duci la aia! Mai destul de bizar că acolo, practic, tirurile formează o coloană continuă. Adică eu așa am văzut. Am fost în Germania, a fost pe banda de tiruri, e coloană continuă. Pick me, pick me. Exact, ăla nu știu cum s-a strecurat. Poate se rătăcise. Da. S-a stricat GPS-ul. Da, el mergea și el singur. Bun, oricum e vorba de un avion ușor. Adică am văzut, pilotul a avut probleme la motor, era un monomotor de ăsta și... Ușor, asta. Ușor, dar era avion totuși. Avion, da, avion zbura pe sus și deodată când s-a stricat... Băi, ați auzit de elicopterul ăla românesc de a căzut motorul în timpul unor manevre? Aici, România, în urmă cu ceva timp, o lună, făcea manevre și un elicopter, Puma, a stocat. Ceva, cred că Puma socat. Adi, Puma socat, că pe asta n-am mai documentat-o, doar am auzit-o. Iare. Iare? Iare. Deci avem, nu Puma socat, iare, Puma socat, de care un elicopter militar. Așa. Manevre și în timp ce ești la manevre, pac, îți cade motorul. Deci, băi, noroc că mai avea, vezi de ce să pun două motoare, adică mai avea unul. Dar ce, în sensul că n-a mai funcționat sau a căzut? A căzut. A căzut, înțeleg, a căzut, nu că s-a stricat, a căzut motorul. Ceea ce e de neînțeles, e ca și cum mai merge cu mașina pe stradă și la un moment dat se aude un zgomot. Ce s-a luat? Mi-a căzut motorul. Da. În sensul că nu funcționează? Nu, chiar a căzut motorul, adică a căzut. A rămas în spate. Dar nu restrânge și voi piulițele, adică serios, în jur. Auzi, ce-o fi cu noi, că ne tot pică lucruri din cer în ultima perioadă. Ce-a mai picat din cer? A mai fost elicopterul ăla de aterizat la forțat la aviatorilor. Aia e altceva, domne. Avem ceva, da, vorba aia. Dar și ăla tot... Ăsta cu avionul... Da, exact. Tot pe noi. Mamă, dar mi-aduc au cășunat pe noi. Cel mai tare atunci la incidentul cu elicopterul a fost asta vară. Când se făceau exerciții înainte de ziua aviației și elicopterul american pilotat de americani. Adică... Nu, oricum. Da. Și au întâlnit o rarefiere dacică de aer undeva în aer ceva și a trebuit să, au trebuit să aterizeze de urgență în piața aviatorilor. Dar cel mai tare a fost șoferul ăla de microbuz care a zis, eu mergeam și am văzut retrovizoare că vine elicopterul. Da. Și am accelerat cât am putut de tare. Deci reacția este ca... stai tu la semafor așa sau stai undeva și îl vezi pe unul că vine din spate tare să te lovească, știi? Ce faci? Păi, o forjez, dai înainte, adică să reduci impactul. Așa și asta cu elicopterul, bietule. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.